Interceptări scandaloase au fost trimise pe adresa Realitatea TV. Din acestea rezultă că fostul procuror general adjunct Andrei Pântea, care în prezent este viceprocurorul municipiului Chișinău, are legături strânse de prietenie cu autoritatea criminală Ion Șoltoianu. Cei doi discută la telefon, deși Șoltoianu este deținut într-un penitenciar închis, fiind condamnat pentru omorul lui Ion Stratulat. Mai mult, autoritatea criminală îl felicită pe Andrei Pântea cu ziua procurorilor. Cei doi discută și despre o dimensiune operativă și își exprimă speranța că totul va fi bine. Alo, bună ziua! Bună ziua, să trăiți! Vreau să vă felicit cu ziua procuratorii. Fiți sănătoși, mândru, cum sunteți, cum vă știu, așa și să rămâneți. Mulțumesc, Mișo. Seminție și... Da. Gerzai și... Tetă și băghim, tet conform legea, îți dai Dumnezeu să fie. Foarte corect. Conform legislație în vigoare și atât. Tot conform legii și Dumnezeu să fie mare, tot o să fie Guinness. Pe dimensiunea operativă, pe loc, tot în ordine, așa am înțeles. Tot în ordine, așa am înțeles. Da? Păi mă refer, da, prin mediul în care, în care ești responsabil. Am înțeles că e tot corect și tot în regulă. Și o să fie tot bine, da? Și eu am nădejde. Bine? Hai, dar vă cuprind încă o dată. Felicitări și baxă dumneavoastră înainte. Salut! Mulțumim frumos, da! Hai. Într-o altă discuție, autoritatea criminală Ion Șoltoianu îl numește pe Andrei Pântea frate. Alo! Bună ziua, frate! Da, salut, salut! Eu vreau să vă zic, țineți-vă că sunteți tari și tot o să fie bine. Ha, normal. Și este bine. Prietenii nu se uită. Și acolo, sus, jos, noi suntem prieteni și eu vreau să țin fizic, știi cum. Dumneavoastră, cum? Normal. Tot bine. Tot bine. Ne întâlnim cu sportul, mergem înainte, ne păzește, ne hrănește, tot e bine. Da. Are grijă. Are grijă statul, da? Da, statul e bravo la noi. Tot e bine. Bine, faceți sport, că sportul tot timpul ajutat. Da, te cuprind, hai, țineți-și dumneavoastră, bine? Salut, da. Eu vă cuprind, hai. Potrivit documentelor care au fost aduse la sediul Realitatea TV, Ion Șoltoianu i-a transmis avocatului său de atunci, Mihai Conțescu, 100.000 de euro pentru a-i reduce cât de mult posibil termenul de pedeapsă penală. Acest lucru urma să fie făcut cu implicarea directă a fostului procuror general adjunct Andrei Pântea. În discuțiile dintre Șoltoianu și Pântea, cel din urmă l-a informat că a fost numit procuror adjunct interimar al Procuraturii Municipiului Chișinău, cu perspectiva ca peste jumătate de an să devină procurorul capital în locul lui Ion Diacov. Avocatul Mihai Conțescu a murit însă în luna februarie. În aceste condiții, prietenii autorității criminale au fost la biroul acestuia, unde au căutat în safeu banii ce i-au fost anterior transmiși. Așa cum nu i-au găsit, ei au fost și acasă la avocat, unde au vorbit cu soția lui. Documentele mai arată că soția avocatului le-a spus că nu știe nimic despre bani și i-a amenințat că va depune o plângere la poliție privind acțiunile de amenințare și esturcare de bani. Ion Șoltoianu a apelat la un alt apărător, avocatul Petru Ursu. Documentele care au ajuns în redacția noastră mai arată că angajații penitenciarului unde este deținut Ion Șoltoianu au efectuat o percheziție în celula acestuia. Aici au fost găsite mai multe obiecte interzise, printre care 3 telefoane mobile, 2 încărcătoare și 1750 de lei. În urma verificării telefoanelor mobile au fost găsite mai multe contacte ale autorităților criminale din Moldova, dar și de peste hotare. Între aceștia se regăsesc Ion Gușan, alias Patron, Andrei Torcunov, alias Andrei Turoc, Ion Druță, alias Vanea Pisat, Ion Lozovanu, alias Băiatu, Ion Olăraș, alias Medved, Valentin Răducan, alias Valico, Oleg Bârlădean, alias Belăi și Lilian Chirică, alias Lilic. În agenda de telefoane, oamenii legii au mai descoperit și numărul viceprocurorului municipiului Chișinău, Andrei Pântea, care era indicat drept ex-procuror general adjunct al Republicii Moldova. Mai mult, a fost găsit și telefonul de contact al procurorului adjunct al sectorului Ciocana, Anatolie Vițu. Potrivit sursei, în telefoanele mobile au fost găsite și poze
cauze în care apar mai multe autorități criminale din Moldova. Este vorba despre așa zisul Andrei Turok, care apare alături de una dintre cele mai influente autorități criminale din Rusia, Oleg Pirogov alias Țârcaci, responsabil de circuitul ilicit al drogurilor în orașul Moscova, dar și în suburbii. În una din poze, Șoltoianu apare alături de Vladimir Moscalciuc alias Machena. Potrivit informațiilor, cei doi mențin legături strânse. În luna februarie, autoritățile criminale s-au întâlnit în sala de sport unde Machena l-a rugat pe Șoltoianu să intervină către procurorul Andrei Pântea pentru a soluționa unele probleme din dosarele în care figurează. În poze apar și Ghenadie Vechiu alias Clifford, care face parte din gruparea lui Ion Gușan alias Patron, Ion Olăraș alias Medved, Andrei Torcunov alias Andreo Turok, Oleg Bârlădean alias Belly, dar și Serghei Ceban alias Chitaeț. În telefonul lui Ion Șoltoianu au fost găsite și poze cu cadavrele a doi moldoveni implicați în jaful din februarie, din casa unui om de afaceri din localitatea Nahabino, regiunea Moscova. Alți trei moldoveni implicați în săvârșirea crimei sunt deținuți în penitenciarele din Rusia. În cadrul chestionării, Șoltoianu a menționat că el este fostul lor antrenor de kickboxing. Din cele expuse în documentele aduse la sediul redacției noastre, reiese că Andrei Pântea, deși deține o funcție de conducere în procuratură, ține legătura cu persoane care se află în detenție. Mai mult, Pântea acceptă ca cei condamnați să dețină obiecte interzise, fără a sesiza instituțiile competente în acest sens. Astfel, viceprocurorul municipiului a pus în pericol siguranța penitenciarului și a contribuit la menținerea legăturii dintre Ion Șoltoianu și alte autorități criminale.